Vorbim tot despre un subiect destul de dureros, dacă mă întreb, pentru că sunt cumva implicată și eu personal. Cum așa? Făcând parte din categoria tuturor mămicilor cu puiuți care s-au bucurat de-a lungul timpului de activitatea celor de la Zurli. Așa cum bine știți, deja de ceva timp, trei dintre componenții Zurli au părăsit echipa. În mod absolut surprinzător. Pentru toată lumea. Unul dintre ei, și anume Lulu, a fost prezent la emisiunea colegului nostru Mihai Ghiță, de pe canal de 2 în oglindă, acolo unde și-a deschis sufletul, acolo unde a spus cu lacrimi în ochi de cele mai multe ori cam care a fost ultima perioadă prin care a trecut alături de colegii lui. Și de ce au și plecat. Exact, care au fost motivele. Ne-au luminat pentru că noi ne întrebam una pe alte. Adică, hai să vedem ce a zis Lulu și apoi vedem cum le discutăm pe toate. Da, există vacanță, există și viață după muncă. Da. Și te-ai întors din vacanță. Și m-am întors din vacanță într-o atmosferă complet neprietenoasă. Dar totuși am mers înainte, am început turneul cu filmul, am început să ne împărțim pe orașe, mergeam câte trei. Și singurul oraș în care nu am fost a fost Arad. Acasă? Da. De ce? Nu știu. Dar am reușit să-mi iau niște zile libere, așa că și am urcat în primul tren și am mers la premieră îmbrăcat în om. Eram îmbrăcat în eu, în Lulu. Și mi-am făcut apariția fără ca nimeni să știe. M-am dus la premiera evenimentului, am cumpărat bilete pentru mine și toată familia mea și am fost prezent la premiera din Arad. Ce reacție a provocat asta? Nu știu, pentru că n-am vorbit despre asta. Poți să mai citesc o dată din tine? Sigur. Final de ianuarie. Depun demisia. O lună de preaviz. A lot of time pentru orice. Ca să pregătești publicul, ca să anunți ceva, ca să faci orice ai în intenție. Nu poți să plângi la TV, radio, podcast și să spui că ești abandonată și că așa am ales noi să facem. Nu poți pentru că te vede Dumnezeu, pe care îl pomenești peste tot pe unde mergi, sau karma, sau legea atracției, numești-o cum vrei, dar se întoarce într-o zi. În ultimele luni, atmosfera de la fostul meu loc de muncă a început să se degradeze totul din cauza ei, încât am ajuns în punctul în care singura soluție a fost demisia. Da. Noi discutasem să schimbăm metoda de colaborare. Știam că se întâmplă niște schimbări. Nu știam că se va ajunge la atmosfera care a existat în acea companie în ultimele luni. Ceea ce m-a adus în punctul în care pe mine și pe colegii mei să ne dăm demisia. Și a fost o decizie grea, care ne-a luat foarte mult timp. Ce știam sigur este că nu voiam să rămânem doar unul dintre noi și o echipă nouă. Adică, pentru mine cel puțin, dacă doar unul alegea să plece, oricum plecam.